Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Iată că a venit 15 februarie, nu avem un aspect special astăzi, însă îți reamintesc faptul că mâine Venus va intra în Vărsător. Deci iată, petrece ultimele sale momente în Capricorn. Spuneam că a făcut iată un sextil cu Neptun, mâine se va întâlni și cu Pluto, vai de Venusica noastră. Hai să ne uităm la fiecare dintre noi. Îți reamintesc că acest horoscop este unul teoretic, informativ, cu titlul de prezentare, nici nu știu cum să-i mai spun, să înțeleagă oamenii că nu e ghiceala ghicelelor. Bun, începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. După ce Marte s-a combinat cu Pluto, să spunem așa, că iată, e un cuvânt bun pentru atmosfera acestor zile, un verb bun, un verb potrivit, începe așa ușor să-ți dai seama, știi, când Marte s-a întâlnit cu Pluto, ai fost acolo în problemă. Dar acum începe să-ți dai seama încotro să o iei, încotro să faci primul pas sau un alt pas într-un anumit domeniu. Mergem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur, când, iată, te pregătești de schimbarea lui Venus, Venus este guvernatoarea ta, cumva astăzi resimți ori nevoia de a face ceva, ori simți că în jurul tău se întâmplă tot felul de lucruri și încă nu-ți dai seama ce anume și te sperii inițial, dar crede-mă, nu e de speriat neapărat. Trecem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni. Vorbim aici de faptul că nu ar strica să-ți verifici încă o dată tot ce înseamnă conturi, tot ce înseamnă datorii, tot ce înseamnă facturi, impozite, chestii neplătite. Mergem la rac sau cei cu ascendentul în rac, Venus va ieși din casa a șaptea, unde a fost și Marte, cumva relațiile tale au fost destul de afectate. Acum e bine să stai să meditezi așa la ce s-a întâmplat în ultimul timp și la momentele în care ai simțit că nu se mai poate într-o relație și totuși s-a putut. Mergem acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Venus va ieși din casa a șasea, sunt sigură că au fost și momente la serviciu care te-au încântat în ultimul timp, dar nu te umfla în pene, nu încerca astăzi să te dai mare și nu încerca în același timp să cauți validarea pe care ai primit-o deja, dar vrei tu încă o dată să ți se mai spun anumite lucruri pentru că încrederea în tine lipsește și consider că doar prin vorbele celorlalți o vei regăsi. Mergem acum iată la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. După cum spuneam, ne apropiem de un careu Mercur-Uranus. Ce-ți recomand eu ție să, de pe acum, să-ți faci o listă cu ce ai de făcut la serviciu, un soi de program, o agendă, dar și o listă cu treburile gospodărești, pentru că în aceste domenii vor apărea foarte multe surprize, foarte multe momente neașteptate și tu dacă nu ai o bază de la care să pornești, îți va fi foarte greu să schimbi, știi? Una e, sunt momente în care haosul te ajută, dar sunt momente în care ordinea te ajută atunci când vine haosul. Mergem acum iată la balanță sau cei cu ascendentul în balanță, Venus e guvernatoarea voastră, se pregătește să iasă din casa a patra, să intre în casa a cincea. E un moment bun să te mai uiți în casă să vezi ce n-ai cumpărat și tot zici de o lună. O să cumpăr, iată, un bec că s-a stricat. Ăsta e momentul în care să te duci la magazin să-l cumperi. Becul e o idee, dar îți dai tu seama că o poți mapa pe mai multe domenii în viața ta. Trecem acum, iată, la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Venus a fost în casa a treia, gândirea ta a funcționat de minune, ai călătorit în ultimul timp. Iată, te poți gândi astăzi la următoarea călătorie sau la următorul curs pe care îl vei putea face. Mergem acum la Săgetător sau cei cu ascendentul în Săgetător. Ei nu știu dacă mai e cazul să-ți aduc aminte câte cheltuieli au fost în ultimul timp. M-aș bucura să cred că pentru unii dintre voi au fost și cheltuieli pentru propria persoană. Dacă n-au fost, profitați astăzi, că sunt reduceri, nu de alta. Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn, când Venus să-ți tranzitează semnul, iată, cumva și-a dorit de la tine să te iubești mai mult, să te privești cu alții ochii în oglindă. Dacă nu ai făcut-o, o poți face astăzi sau poți să-ți îmbunătățești înfățișarea într-un fel. Trecem acum iată la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător, nu prea v-a prit, trebuie să recunoaștem ultimul tranzit al lui Venus pentru că a fost în casa 12-a, e ca și cum priveați din spate totul, n-aveați foarte multă putere. Dar Venus va intra în semnul vostru mâine și se va alătura lui Marte, lui Pluto, Soarelui și lui Mercur. Cu alte cuvinte, astăzi faceți pace cu trecutul și o să fie mai bine. Trecem la Pești sau cei cu ascendentul în Pești, Venus, dragii mei, a fost în casa 11-a. Optimismul din ultimul timp s-a îmbinat, bineînțeles, și cu pragmatismul. Acum v-ați făcut planurile, știți unde vreți să vă duceți, ce vreți să faceți. Important va fi să dați un pas în spate și să lucrați într-un laborator, da? La efectele următoarelor voastre schimbări din viață. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine.